Această carte are un kilogram și conține o cantitate de 90 de milioane de miliarde joule de energie. Dacă ținem cont că umanitatea a folosit în 2010 o putere medie de aproape 2100 gigawatt de energie electrică, înseamnă că energia din această carte ajunge să dea electricitate umanității timp de 11 ore. Dacă aș vinde energia asta, aș câștiga aproape 5 miliarde de euro. Aș fi bogat. De unde știm câtă energie este? Așa ne spune celebra ecuația lui Einstein, E este egal cu mc pătrat. Einstein însă nu ne spune și unde este ascunsă această energie. Asta rămâne la noi să aflăm, că altfel rămâne fără miliardele alea de euro pe care le-am calculat. Vom vedea unde este ascunsă energia, încercând să scoatem împreună, imaginar, toată această energie E egal cu mc pătrat din cartea asta, pe care o considerăm de 1 kilogram. Vom invoca legile cunoscute ale atomilor, compoziția protonilor și neutronilor, cuarcii, gluonii, până și câmpul Higgs, în dorința noastră de a elibera astfel toată energia. Vom reuși oare? Maestre, dă drumul la un nou episod din Lecția de Fizică. Cartea asta are 1 kilogram și conține o cantitate de 90 de milioane de miliarde joule de energie, în valoare de 5 miliarde de dolari. De unde știu? Din formula lui Einstein, E este egal cu mc pătrat. Uite aici, am înmulțit masa de 1 kg cu viteza luminii la pătrat. Unde este ascunsă energia asta? O parte este ascunsă în energia sa potențială. Uite, dau drumul la carte pe jos. Câtă energie se eliberează? Energia este mgh. Unde M este masa, G este accelerația gravitațională și H înălțimea. Știm asta de la școală. La înălțimea asta de aproximativ 1 metru rezultă 10 juli. Sunt 10 milionimi de miliardimi de procente din energia maximă. Atât de puțin. Dacă o vând, scot o milionime de euro. Da, ați văzut bine. Numele meu este cel al coordonatorului acestui manual. Și da, folosesc Wolfram Alpha pentru calcule. Într-un fel, este o versiune mai veche de la ChatGPT. Să arunc acum cartea. Ce viteză a avut? Cred că a avut cam 5 metri pe secundă. Care ar fi energia eliberată? Este energia cinetică, adică mv pătrat împărțit la 2. M este masa, iar v este viteza. Îmi ies cam 12 joule, cam cât energia potențială. Puțin, nene, puțin. Mai bine să ard cartea. Să o ard? Căldura eliberează o parte din energie. Cât? Fiecare gram de hârtie, celuloză, eliberează aproximativ 4 kilocalorii de energie. Pun asta în Wolfram Alpha, care îmi convertește automat unitățile. Și obțin că arderea eliberează 16 milioane de juli, adică 16 megajuli. Aș obține câțiva 10 de cenți dacă recuperez complet energia asta și o învânt. Nu e rău, deși mai mult costă cartea asta. Ce ziceți dacă această carte ar fi fost făcută numai din atom de uraniu? Adică, dacă aș fi avut 1 kilogram de uraniu îmbogățit la maxim, câtă energie aș fi obținut din el și cât valorează? Nucleele izotopului de uraniu-235 sunt instabile. Dacă se apropie un neutron de ele, la o viteză moderată, nucleul se sparge în bucăți, care apoi circulă cu viteze foarte mari. Ele ajung la un rezervor de apă, încălzesc apa, aceasta generează aburi, care apoi pun în mișcare o turbină electrică. Altfel spus, în fisiunea uraniului se eliberează energie care ajunge apoi în energia cinetică a produselor de reacție, care este apoi recuperată prin metode clasice. Energia eliberată se calculează cu formula lui Einstein. Așa cum am discutat în lecția precedentă, masa totală a produselor de reacție este mai mică decât suma maselor inițiale. În cazul fisiunii uraniului, diferența de masă este în acest caz de aproximativ 0,0788%. Aceasta însă ar fi exact energia obținută în urma fisiunii, dacă nu am avea pierderi pe parcurs. 0,0788% din cele 90 de milioane de miliarde de juli ai acestei cărți înseamnă aproximativ 70.000 de miliarde de juli, pe care dacă îi vând obțin cam 4 milioane de euro. Hei, sunt în business! Acum, o tonă de TNT, trinitrotoluen, are energie de 4 miliarde de juli. Asta înseamnă că 1 kg de uraniu, adică 70.000 de miliarde de juli, este echivalentul la 20.000 de tone de trinitrotoluen. Nu e de mirare că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și începutul războiului rece,
Metoda a fost folosită pentru a construi bombe atomice. Bomba de la Hiroshima, de exemplu, a fost echivalentă cu cea a 15.000 de tone trinitrotoluen. După cum vedeți, până acum nu a reușit să scot nici măcar o mime din energia înmagazinată în kilogramul acestei cărți. Ce să fac? Să zicem că această carte, de aproximativ un kilogram, ar fi fost făcută din atom de hidrogen. Copiind metoda de fuziune din soare, câtă energie aș obține? În soare, la temperatură de 15 milioane de grade și presiune de 250 de miliarde de atmosfere, începe fuziunea atomilor de hidrogen. Patru din aceștia formează în final un atom de heliu. Masa atomului de heliu este mai mică decât masa celor patru atomi de hidrogen inițiali. Deficitul de masă este de 0,7%. Energia pe care o câștigăm atunci prin acest proces de fuziune, din cele 90 de milioane de miliarde de jul inițiale al unui kilogram de hidrogen, este tot de 0,7%, adică de 10 ori mai mult decât la fisiunea uraniului. Vânzând-o, obțin atunci cam 40 de milioane de euro. Bine, în practică nu este așa de ușor. După cum știți, la ITER în Franța se construiește un reactor bazat pe fuziune. Doar că nu se face fuziunea hidrogenului, ci a izotopilor săi, deuteriu și tri. Avantajul este că fuziunea nu trebuie făcută la presiune așa de mare ca cea din soare. Dezavantajul este că izotopii de hidrogen sunt mai greu de obținut decât hidrogenul natural. Cum energia eliberată în fuziunea hidrogenului este, numai în exemplul nostru, de 10 ori mai mare decât cea din fisiunea uraniului, nu este de mirare că metoda poate fi folosită și la bombele nucleare. Așa au apărut bombele nucleare cu hidrogen. Până acum, a scos mai puțin de 1% din energia ascunsă într-un kilogram de materie. Se poate mai mult? Știți unde este ascunsă cea mai mare parte a energiei atomului, cea dată de formula lui Einstein, E este egal cu mc pătrat? Hai să descoperim împreună privind un atom. Atomul este făcut din electroni care orbitează în jurul nucleului. Cu masa electronului cam de 1000 de ori mai mică decât cea a nucleului, înseamnă că energia lui Einstein este undeva în nucleu. Privim în nucleu. Avem proton și neutron ținuți împreună de forța nucleară tare. Să îi separăm, trebuie să învingem forța nucleară, deci consumăm energie, nu câștigăm. Să zicem însă că folosim această energie și rămânem cu proton și neutron separați. Cea mai mare parte a energiei atomului este stocată în aceste particule. În proton și în neutron este majoritatea energiei, dar cum să o scoatem? Să vedem. Luăm protonul pentru exemplificare. Din ce este făcut un proton? Din doi quarci up, U, și un quark down, D. Și ce să vezi? Dacă am deschide un proton, am vedea cum cei trei quarci se deplasează cu viteze apropiate de cea a luminii. Și știm, cât viteza este mai mare, cu atât energia cinetică este mai mare. Ce trebuie să facem atunci este să eliberăm quarcii din proton. Având o viteză așa de mare, le furăm energia cinetică, lăsând să se lovească de niște ținte, de exemplu. E clar, aici suntem pe un tărâm de science fiction al unei civilizații cu o tehnologie care a evoluat multe mii de ani. În plus, e și o problemă practică greu de depășit. Quarcii liberi nu există în natură, deci nu se pot elibera așa de simplu din proton. Dar hei, de ce să nu visăm? Să zicem că avem tehnologia de a elibera quarcii din proton. Câtă energie am elibera? Trebuie să comparăm masa de repaus a protonului cu suma maselor de repaus ale produselor de reacție. Vom avea o surpriză uriașă. Astfel, masa unui singur quark este mult mai mică decât masa protonului. Suma maselor celor doi quarci U și unul de cei care formează protonul este mai mică decât 1% din masa protonului. Asta ne spune că dacă eliberăm quarcii din proton, eliberăm 99% din energia de repaus a protonului, adică aproape toată. Unde a fost stocată energia în proton? Cam jumătate este stocată în energia cinetică a quarcilor, care se deplasează cu viteze apropiate de cea a luminii în proton. Cealaltă jumătate a energiei se găsește stocată în câmpul gluonic care înconjoară quarcii. Gluonii sunt particulele forței de culoare ce acționează între quarci. Ei sunt un fel de rude ale fotonilor, particule din care e făcută lumina. În practică, cel mai probabil că civilizațiile avansate vor recupera energia gluonilor și cea cinetică a quarcilor fără a elibera quarcii din proton, ci printr-un șir de reacții de dezintegrare la capătul cărora se obțin diferite particule. În final, ele vor fi extras astfel 99% din masa protonilor și neutronilor, deci din cea atomilor. La sfârșit, să zicem că mai rămâne un procent în masa de repaus a quarcilor. O putem scoate și pe asta?
Quarcii sunt particulele elementare care formează protonii și neutronii. Am putea scoate energia din ei, doar că asta ar pune în pericol tot universul. La ora actuală, quarkul este considerat o particulă elementară, fără structură internă. De unde provine masa quarkului și deci energia de repaus pe care o are? Din interacțiunea cu câmpul Higgs, așa spune modelul standard al particulelor elementare. Acest câmp Higgs se află peste tot în spațiu, iar particulele elementare se mișcă prin el precum o lingură prin miere. Unele din ele sunt încetinite în mișcarea lor de acest fundal. Asta se întâmplă pentru electron și pentru quark. Așa ne arată modelul standard. A scoate această ultimă energie din quark înseamnă în esență a-i face quarkului masa de repaus nulă. Asta înseamnă a anula interacțiunea cu câmpul Higgs, pentru că de aici își extrage quarkul masa sa de repaus. Cum? O civilizație avansată ar putea să anuleze cu totul câmpul Higgs și atunci quarkii nu ar avea cu cine să interacționeze să capete masă de repaus. Atenție însă, anulând câmpul Higgs într-o porțiune de spațiu, vidul, așa cum îl cunoaștem acum, cu câmp Higgs, și-ar schimba proprietățile. De exemplu, în felul acesta s-ar anula și masa de repaus a electronilor, care se întâmplă să fie pe acolo. Electronii vor deveni particule fără masă de repaus, care vor circula în consecință cu viteza luminii, împreună cu quarcii, care și ei și-au pierdut masa de repaus în proces. Asta ar fi un dezastru. De ce? Păi dacă electronii ar circula cu viteza luminii, ei ar scăpa din atomi. Atomii s-ar dezintegra în toată zona în care s-a anulat câmpul Higgs. Fenomenul poartă numele de dezintegrare a vidului. Calculele actuale arată că acest proces ar putea fi incontrolabil, adică dezintegrarea vidului să se extindă și la zonele învecinate, practic să se propage cu o viteză egală cu cea a luminii. Asta ar fi desigur un dezastru în univers. Dezintegrarea vidului s-ar propaga și în alte zone, pe oriunde sunt atomi, și acolo s-ar modifica masele quarcilor și ale electronilor. Atomii se vor dezintegra și ei împreună cu tot ceea ce formau ei, stele, planete, ființe. Să sperăm deci că, dacă o civilizație avansată procedează așa, să fie atentă cu ceea ce face. La sfârșit însă, în acele zone în care nu mai există câmp Higgs, energia de repaus a quarcilor ar fi nulă. Ei vor circula acum cu viteza luminii, așa cum se întâmplă și cu fotonii, care și ei au masă de repaus nulă. Cum vor recupera din quarci această ultimă bucată de energie civilizațiile avansate, nu știm. Pentru că modelul standard al particulelor, cu tot ceea ce cunoaștem noi astăzi, nu zice nimic de așa ceva. Nu mă îndoiesc însă că civilizațiile avansate vor fi găsit răspuns și la acest ultim puzzle. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!